There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment and they go to work on our behalf just as they would for the plant, killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes. Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure therapeutic grade, or CPTG, essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Bună seara și bine ați venit la clasa noastră de uleiuri esențiale.
Vă rog să-mi confirmați pe chat că mă auziți și că mă vedeți. Ok. Bun. În această seară o să urmărim să realizăm o incursiune în minunata lume a uleiurilor esențiale cu grad terapeutic, doTERRA. Și practic o să abordăm două subiecte principale. În primul rând o să vorbim despre uleiurile esențiale, ce sunt, cum se utilizează, câteva lucruri interesante despre aceste uleiuri. Iar în partea finală a întâlnirii noastre o să vă punctez câteva lucruri și legate de oportunitatea din spatele acestor uleiuri esențiale extraordinare. Înainte însă de a începe să povestim despre lucrurile pe care vi le-am pregătit, vreau să mă prezint. Mă numesc Dan Oros. Ca formație sunt inginer, însă background-ul meu este în primul rând de căutător spiritual și de profesor yoga. Visul meu din copilărie a fost să fiu profesor. Tocmai de aceea, atunci când am terminat facultatea, deși eram inginer, am concurat pe un post de profesor de informatică la liceu și am câștigat concursul. Am fost profesor la liceu timp de 9 ani de zile, 9 ani în Șimleul Silvaniei și 8 ani în Șimleul Silvaniei, de unde și sunt, și un an în Cluj-Napoca. Mi-a plăcut enorm această meserie, însă erau două lucruri care m-au deranjat. În primul rând că trebuia să respect o programă care conținea o mulțime de lucruri pe care le consideram inutile. Iar al doilea lucru, după ce m-am mutat în Cluj-Napoca, chiria a devenit mai mare decât salariul și atunci a trebuit să părăsesc sistemul și am început să caut diferite soluții, până când în 2005 m-am întâlnit cu network marketingul, cu genul acesta de business. A fost o experiență dificilă, dar extrem de pozitivă, care m-a învățat o mulțime de lucruri extrem de utile. Am ajuns și la un anumit nivel chiar înalt de succes, însă în 2012 am decis să nu mă mai implic în acel proiect. Nu pentru că era vreo problemă cu compania, nici produsele companiei respective sunt extraordinare și compania extraordinară, însă planul de compensare era unul foarte solicitant și punea tot timpul presiune pe tine. Și noi suntem niște, când spun noi, mă refer la mine și la Simona, iubita mea, noi construim toate proiectele împreună, așa că atunci când o să folosesc termenul de noi, să știți că mă refer la mine și la ea. Da, deci noi suntem niște persoane așa atrase de liniște și pace și atunci am decis să nu ne mai implicăm activ în acel proiect și după un an de zile, în 2013, am demarat proiectul vieții noastre, Spanda Project, un proiect spiritual și de dezvoltare personală care abordează ființa și sănătatea dintr-o perspectivă holistică. Deci, practic, acest proiect este ceea ce ne-am dorit noi dintotdeauna să facem și prin intermediul proiectului noi împărtășim experiența noastră. În primul rând, am început cu experiența spirituală, că acolo aveam foarte multă experiență, dar apoi și cu experiența antreprenorială,
pentru că și aici avem 17 ani de experiență și practic ne-am făcut un țel și ne-am descoperit această misiune de a învăța oamenii cum să găsească armonia între material și spiritual. Da? Tocmai pentru că noi mai întâi am fost în extrema doar spiritual, până când am ajuns în situația în care am ajuns într-o criză financiară în care nu ne mai puteam plăti nici măcar cursurile spirituale, nici chiria și așa mai departe, atunci am înțeles că dacă vrem să fim ființe armonioase, echilibrate, este necesar să ne dezvoltăm și pe zona aceasta de bunăstare materială și da, atunci am început căutările noastre. Asta a fost în 2004. Cu proiectul doTERRA, despre care o să povestim în această seară, ne-am intersectat în anul 2017. În luna martie am fost sunați de o foarte bună prietenă pe care o cunoșteam din celălalt proiect și ne-a sunat să ne propună să ne implicăm în doTERRA ca business. Și fiindcă noi, v-am spus, dezvoltam proiectul acela spiritual și de dezvoltare personală, Spanda Project, eram într-o situație în care noi ne trăiam visul. Proiectul acela ne împlinea enorm din punct de vedere sufletești, iar din punct de vedere financiar ne oferea mai mult decât mulțumitor. Da? Puteam avea o independență financiară destul de consistentă, însă într-adevăr nu ne putea oferi acea independență financiară care să ne permită să aspirăm la realizarea celor mai, să zicem așa, îndrăznețe țeluri. Da? Bun, revenind la momentul în care ne-am intersectat cu doTERRA, da, evident că aveam o viață atât de frumoasă, liniștită, făceam ceea ce ne place, trăiam bine, nu am fost deloc motivați să ne implicăm ca business. Da? Însă, având în vedere faptul că în cadrul proiectului spiritual avem un curs de reprogramare a subconștientului, și în care doream să dezvoltăm un capitol în care să corelăm mirosurile și emoțiile subconștiente, atunci am decis să ne cumpărăm uleiurile esențiale. Da? Ne-am documentat și, într-adevăr, am văzut că sunt uleiuri extraordinare, pure, cu grad terapeutic și atunci am optat să ne creăm un cont de membru, doTERRA, și să ne achiziționăm un kit de uleiuri, un kit cu 10 uleiuri și un difuzor, Home Essentials Kit se numește, o să pomenim imediat puțin despre el. Și noi am mai interacționat cu uleiurile esențiale și înainte de a ne întâlni cu doTERRA, da? Însă ori am utilizat uleiuri din acestea de prin plafar care numai esențiale nu sunt, ori am folosit de la niște companii care aveau și niște prețuri foarte sus, dar nu am remarcat rezultate spectaculoase. Oricum, până să ne intersectăm cu doTERRA, nu știam foarte multe lucruri despre uleiurile esențiale. Da? Nu știam că ele, de fapt, în primul rând, sunt niște remedii naturale. Ele au efecte terapeutice cu totul și cu totul extraordinare. Da? Majoritatea lumii știe uleiurile esențiale pentru că ele miros frumos și le folosim pentru aromaterapie, le punem în, într-un difuzor sau într-o lampă de aromaterapie și o să ne simțim mai bine pentru că mirosim.
E un dram de adevăr în asta, dar nu orice ulei va putea să genereze efecte terapeutice. Experiența noastră cu uleiurile doTERRA, deci practic prima noastră experiență a fost când ne-a sosit pachetul, am deschis pachetul și am început să testăm uleiurile. Primul ulei pe care l-am testat a fost uleiul de mentă, peppermint, pentru că noi aveam deja niște experiențe cu acest ulei. La noi întotdeauna, deci nu lipsea din casă uleiul acesta de mentă. E drept, din acela din plafar, dar aveam tot timpul. Ne plăcea și mirosul și senzația de răcorire pe care o oferă. Deci vreau să vă spun că atunci când am mirosit uleiul, am fost super extaziați. Prin natura faptului că noi suntem de 28 de ani implicați în procesul acesta de cunoaștere de sine, în evoluția spirituală, da? Ne-am rafinat percepțiile foarte mult și am putut să percepem dincolo de mirosul acela clar, pur, și elementele subtile, energetice, care sunt cu totul și cu totul și cu totul diferite de ceea ce poate să-ți ofere un ulei din acela ordinar, din magazin, din plafar. Da? Deci nu există niciun termen de comparație. Da? Sunt lucruri complet diferite. Așa că, practic, noi ne-am îndrăgostit la primul, a fost dragoste la primul miros, da? Ne-am îndrăgostit de uleiuri și eram atât de entuziasmați încât împărtășeam cu toată lumea. Da? Nu vroiam să ne asumăm proiectul ca business, dar pur și simplu, repet, eram atât de entuziasmați, am văzut ce efecte extraordinare au persoane care și-au rezolvat probleme de sănătate pe care le duceau de ani de zile și nu au putut să le rezolve cu niciun fel de metodă, cu ajutorul uleiurilor esențiale au reușit să obțină rezultate, unele la granița miraculosului. Și atunci, evident că eram foarte entuziaști și oricui vorbeam despre ele și le achiziționau. Da? Așa că am creat o mică rețea de consumatori. De fapt, era măricică chiar, devenise măricică, dar, repet, nu aveam niciun scop de business, aveam doar în cap ideea că aceste uleiuri sunt absolut extraordinare și că trebuie toată lumea să afle cât de extraordinare sunt, să le testeze și să se folosească de ele. Da? Pentru că din păcate, mai ales la noi în România, lumea s-a obișnuit să utilizeze prea mult medicamentele de sinteză, care știm că au tot felul de efecte secundare. Nici n-are rost să intrăm în detalii, pentru că în mod sigur știți despre ce anume vorbesc. Bun. Și încă o precizare mai vreau să fac despre compania doTERRA, cea care se află în spatele acestui proiect și produce aceste uleiuri esențiale. Da, compania doTERRA este pe piață de 14 ani, este cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume și are cele mai pure și mai testate uleiuri esențiale. Bineînțeles, toată lumea își laudă copilul, da? De-aia pot fi suspectat de subiectivism, însă vă invit să verificați tot ceea ce vă spun și o să vedeți că exact așa stau lucrurile. Da? Unul dintre motivele pentru care noi am decis să ne implicăm totuși în proiect după un an și jumătate în care am fost doar consumatori a fost și legat de faptul că doTERRA este o companie cu coloană vertebrală, o companie care într-adevăr este interesată de excelență. Da? Practic,
Doterra are cel mai înalt standard de calitate din industria uleiurilor esențiale. Se numește CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade. Da? Este un standard care trece fiecare lot de ulei prin sute de teste până când este îmbuteliat și livrat la noi sub formă acestor sticluțe minunate. Da? Și evident că aceasta ne arată că această companie este cu adevărat interesată de consumatori. Da? Este interesată să ofere consumatorului un produs care corespunde să zicem, standardelor pe care le promovează. De altfel, fiecare sticluță de ulei esențial, cred că se și vede puțin, are pe fundul sticluței un cod, da? Și acel cod, dacă îl introducem pe un site terț, se numește Source2You, putem să vedem toate buletinele de analiză ale uleiului esențial, de unde s-a extras, în ce perioada anului, care este profilul chimic. Din acest punct de vedere, doTERRA este singura companie de uleiuri esențiale din lume care are acest nivel de transparență cu totul și cu totul extraordinar. Bun. Haideți să trecem să vorbim despre niște lucruri, să zicem, mai concrete în legătură cu uleiurile esențiale. Mai puțin să pregătim aici. Da, în această imagine o puteți vedea și pe Simona, iubita mea, v-am spus, împreună construim toate proiectele, inclusiv acest proiect extraordinar, proiectul doTERRA. De altfel, încă această precizare mai vreau să o fac. Când am decis că ne vom implica și ca parte de business, motivul a fost unul foarte simplu. În doTERRA, dacă vrei să ajuți foarte mulți oameni, atunci urmărești să creezi un business foarte mare. Da? Dar și reciproca e adevărată. Dacă vrei să construiești un business foarte mare, nu o să poți face asta decât ajutând foarte mulți oameni. Așa că este absolut extraordinar. Noua doTERRA ne-a oferit acea independență și libertate pe care ni le doream, da? Și ni le-a oferit sau au fost rezultatul faptului că am ajutat mii de oameni din 24 de țări să își mențină sau să-și refacă sănătatea. Da, sau să obțină venituri suplimentare sau unii chiar să obțină independența financiară. Da? Ce proiect extraordinar! Da? Obții ceea ce îți dorești ajutând pe alții să obțină ceea ce își doresc și ei. Bun, am văzut în videoul cu care chiar am început ce sunt uleiurile esențiale. Da? Sunt niște substanțe volatile extrase din diferite părți ale plantei. Da? Reprezintă un fel de sistem imunitar al plantei. Uleiurile sunt extrem de concentrate și sunt mult mai eficiente decât alte metode, să zicem, naturale sau de sinteză. Uleiurile esențiale nu sunt ceva care au apărut acum de 10, 20, 30 de ani. Ele sunt utilizate încă din antichitate. Da? Însă în ultimii 10 de ani s-au realizat mii de studii care pun în evidență și din punct de vedere științific eficiența extraordinară a uleiurilor esențiale.
Acum, pe piață găsim o mulțime de produse care se numesc uleiuri esențiale, însă e important să știți că sub această titulatură găsim inclusiv uleiurile sintetice, da, care n-au absolut nimic natural în ele, ele sunt produse în laborator, da, dar sunt vândute pe piață cu titulatura de uleiuri esențiale. De asemenea, sunt o altă categorie de produse, sunt uleiurile alimentare, care conțin și până la 3-5% ulei esențial, natural, dar într-o masă de ulei sintetic și tot felul de potențiator de miros. Și evident că nu sunt foarte sănătoase, însă în industria alimentară sunt utilizate din plin. Aproape tot ce mâncăm și are diverse arome sunt, de fapt, arome obținute din aceste uleiuri, între ghilimele, esențiale alimentare. Și există o categorie restrânsă sub 1% din ceea ce se comercializează sub numele de ulei esențial, sunt uleiurile esențiale cu grad terapeutic. Da? Și, bineînțeles, uleiurile esențiale de la doTERRA se încadrează în această categorie. Acum, e foarte important să înțelegem că nu este suficient ca un ulei esențial să fie pur. Da? Poate să fie pur, dar să nu fie eficient din punct de vedere terapeutic. Ceea ce este important, pe lângă faptul să fie pur, este profilul chimic al uleiului esențial. Da? Pentru ca noi să beneficiem de efecte terapeutice, avem nevoie de un anumit profil. Și tocmai de aceea doTERRA, de exemplu, a optat nu să aibă ferme proprii în care să cultive plantele din care se extrag uleiurile esențiale, ci să aibă colaborări cu fermieri de pe tot globul, în așa fel încât să recolteze fiecare plantă din mediul în care ea crește natural și, bineînțeles, compoziția solului să asigure acel profil chimic care să ofere virtuțile terapeutice. Da? Standardul acela de calitate pe care îl are doTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade, uleiuri certificate pure cu grad terapeutic, garantează inclusiv acest lucru. Nu numai că sunt pure uleiurile, ci că au profilul chimic care să ofere potența din punct de vedere terapeutic. doTERRA este o companie care abordează sănătatea dintr-o perspectivă holistică. Tocmai de aceea, deși doTERRA este în primul rând o companie de uleiuri esențiale, a dezvoltat și divizii pe zona de suplimente nutritive, da, pe zona de cosmetice, de îngrijire personală, pe zona de produse de curățare naturale și așa mai departe. Da? Și e foarte important să înțelegem că starea noastră de sănătate pornește din interior, da? Și că este important să respectăm anumite lucruri dacă vrem cu adevărat să fim sănătoși. Iar în imagine aveți ceea ce se numește la doTERRA piramida sănătății. Da? Și această piramidă a sănătății ne punctează acele domenii ale vieții pe care ar trebui să avem grijă pentru a fi cu adevărat sănătoși. Da? Să mâncăm sănătos, da? Să facem exerciții, să ne odihnim într-un mod corespunzător, da? Să reducem expunerea la produse sintetice, să avem parte de auto-îngrijire informată și de
îngrijire medicală proactivă. Din această piramidă vreau să punctez chiar de acolo, de la bază, de la mănâncă sănătos, un program complet de nutriție pe care doTERRA îl are, se numește Lifelong Vitality Pack, sau LLV pe scurt. Da, acest program conține 3 produse care practic oferă organismului tot ceea ce are nevoie pentru o sănătate optimă. Da? E important să înțelegem că nu e suficient să mănânci sănătos. Eu sunt lactovo-vegetarian de 28 de ani. Da? Și totuși, când după 12 ani de lacto-ovo-vegetarianism mi-am verificat nivelul antioxidanților, rezultatul a fost unul slab. Da? Și a fost o surpriză imensă. Pentru că, deși mâncam multe legume și fructe, da, aceste legume și fructe nu mai conțin substanțele active necesare. Da? Din cauza agriculturii intensive, da, legumele și fructele pe care noi le consumăm au volum, au masă, dar nu prea mai au conținut. Da? Și atunci, ca să putem aduce în corp tot ceea ce este necesar funcționării optime a corpului, este necesar să utilizăm suplimente nutritive. Bineînțeles, fiecare optează să utilizeze sau să nu utilizeze, însă și știința spune de asta deja de zeci de ani, că avem nevoie de suplimentarea alimentației. Da? Și probabil că știți, organismul nostru este înzestrat cu toate mecanismele de a se menține sănătos sau de a se însănătoși atunci când ne-am îmbolnăvit. Însă, aceste mecanisme funcționează doar dacă îi dăm organismului tot ceea ce el are nevoie. Da? Tocmai de aceea, vitaminele, mineralele, oligoelementele, fitonutrienții, e important să îi le oferim organismului în cantitățile de care el are nevoie. Și acum o să punctez 3 lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale de la doTERRA. Sunt multe lucruri extraordinare, însă dacă pe acestea 3 o să le rețineți, eu mă declar mulțumit. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt 100% naturale și sigure. Da? Practic, așa cum am precizat, puritatea uleiurilor este garantată de standardul de calitate oferit de doTERRA CPTG, da? Dar de asemenea este foarte important să înțelegem că ele nu au efecte secundare și nu dau niciun fel de dependență. Da? Ele sunt sigure pentru toate categoriile de vârstă, de la bebeluși până la persoane în vârstă. Un ulei esențial pur este de 50-70 de ori mai potent decât planta din care provine. Altfel spus, ele sunt extrem, extrem de concentrate și tocmai de aceea le și utilizăm cu picătura. Al doilea lucru extraordinar pe care îl putem spune despre uleiurile esențiale doTERRA este că sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Și aici vreau să punctez un lucru, poate că îl știți, poate că nu îl știți, dar, de exemplu, în cazul, sunt două mari categorii de provocări de sănătate cu care ne putem confrunta. Da? Sunt infecțiile bacteriene și cele virale. Da?
Bacteriile acționează la suprafața membranei celulare, exact cum se vede în imaginea de pe ecran. Sper că se vede. Ok. Bun. Deci ele acționează la suprafața membranei celulare și medicina alopată utilizează pentru tratarea acestor tipuri de provocări, deci apelează la așa numitele antibiotice. Da? Antibioticele, dacă sunt prescrise corect, vor avea eficiență, vor distruge bacteriile care ne-au agresat, însă vor distruge și bacteriile prietenoase, bacteriile care creează flora noastră intestinală. Da? Efectele secundare sunt extrem, extrem de neplăcute și de obicei pe termen lung. În plus, dacă utilizăm de mai multe ori același antibiotic, bacteriile dezvoltă rezistență. Da? Și atunci trebuie să schimbăm antibioticul, să luăm un antibiotic cu spectru mai larg și așa mai departe. Acum, uleiurile esențiale, un ulei esențial, oricare ar fi el din orice plantă, conține sute de compuși activi, sute de principii active. Da? Pe când un antibiotic conține unul sau două principii active. Da? De aceea bacteriile pot să dezvolte rezistență. Că la una, două substanțe se pot adapta și ele. Dar când venim cu uleiuri esențiale, care au efect antibacterian, venim cu sute de principii active. Da? Iar dacă le și combinăm, vă dați seama că ajungem la multe, multe sute sau chiar mii de substanțe active cu care acționăm și niciodată nicio bacterie din lume nu va putea să dezvolte rezistență la uleiurile esențiale. Acesta este un lucru extraordinar. Uleiurile esențiale sunt eficiente de fiecare dată. Pe de altă parte, când vorbim de provocările de sănătate generate de virusuri, virusurile pătrund în celulă pentru că dimensiunea lor este foarte, foarte mică și pot pătrunde prin membrana celulară, pătrund în celulă și acolo încep să se multiplice și apoi generează infecția respectivă. Niciun medicament de sinteză nu poate să penetreze membrana celulară. Da? Nici măcar unul. Un antiviral poate să fie cât de cât eficient doar dacă este administrat imediat după infecție până când virusurile sunt în zona interstițială. Da? Dar dacă ele au pătruns în celulă, atunci niciun medicament de sinteză nu mai poate să facă nimic. Da? Însă, uleiurile esențiale au molecula foarte mică și majoritatea lor pot penetra membrana celulară, da? Intră în celulă și acolo stopează procesul de multiplicare a virusurilor. Da? Deci, uleiurile esențiale sunt eficiente inclusiv în aceste provocări care sunt de natură virală. Și vedeți că, de fapt, uleiurile au atât un efect antibacterian cât și antiviral. De aceea ele sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Al treilea lucru extraordinar despre uleiurile esențiale de la doTERRA, că sunt mai ieftine decât soluțiile, să zicem, medicale tradiționale. Pentru că, am spus, uleiurile esențiale se utilizează cu picătură.
Noi am făcut calcule, da? Cât ne costă să ne tratăm cu anumite medicamente de sinteză și apoi am calculat cât ne costă să realizăm același tratament cu uleiuri esențiale. Și întotdeauna, pentru orice situație, cu uleiurile esențiale am ieșit mai ieftin. Mai ieftin, fără efecte secundare, da? În plus, aceste uleiuri, odată ce ni le-am achiziționat, le avem acolo în casă, oricând apare o provocare, putem să acționăm imediat, imediat și cu efecte extraordinare. Da? De exemplu, unul dintre lucrurile care m-au, hai să nu spunem șocat, m-au surprins într-un mod incredibil, a fost că după ce am avut uleiurile esențiale și am făcut prima dată o gripă, nu m-a ținut 7, 10, 14 zile, ci m-a ținut 2 zile. Da? În 2 zile am rezolvat problema. Cu uleiuri esențiale. Doar cu uleiuri esențiale. Da? În perioada asta cu pandemia, da, evident că nici noi n-am fost ocoliți de bucuriile sezonului și din miile de consumatori ai noștri și ei au fost afectați și toți ne-am tratat doar cu uleiuri esențiale și am rezolvat problema fără niciun fel de complicații. Da? Deci, da, văd o întrebare, cum am rezolvat. Vă invităm, n-o să fie timp acum să intru în asemenea detalii, însă vă invităm pe grupul nostru de suport de pe Facebook, Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, Natura într-o picătură. O să primiți acest link către acest grup și acolo aveți inclusiv, am postat noi exact ce am folosit când am avut provocările de tip covrig și așa mai departe și găsiți acolo o mulțime de lucruri extrem de interesante din experiența directă a utilizatorilor de uleiuri esențiale. Da, deci o să aveți acces la aceste informații. Ceea ce doresc eu acum este să vă ofer niște informații, să zicem, de natură generală. Toate informațiile mai detaliate le veți găsi pe grup. Bun, și acum să recapitulăm cele trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale de la doTERRA. Sunt 1. Sunt 100% naturale și sigure. 2. Sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Și 3. Sunt mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Bun. Și acum, haideți să vedem cum le putem utiliza. Sunt 3 modalități în care putem utiliza uleiurile esențiale. Aromatic, topic și intern. Aromatic este modul cel mai cunoscut de utilizare. Ori utilizăm un difuzor cu ultrasunete, un difuzor pentru uleiuri esențiale. E foarte important să fie un astfel de difuzor și nu o lămpiță din aceea de aromaterapie, pentru că dacă noi încălzim uleiul esențial, își pierde din proprietățile sale. Sau, de exemplu, un alt mod de a realiza utilizarea aromatică este să ne picurăm, de exemplu, o picătură de ulei în palmă, da? Frecăm mâinile și începem să inspirăm pe nas până când se evaporă. Da? Bun. În cazul utilizării aromatice este important să înțelegem care este mecanismul de funcționare. Simțul mirosului este singurul care ajunge nefiltrat la sistemul limbic, cel care gestionează
emoțiile, ritmul cardiac și mai departe. Și atunci, practic, mirosurile ne impactează emoțional aproape instantaneu. Da? Și tocmai de aceea această modalitate de utilizare este foarte importantă. Probabil că ați auzit această teorie și mă gândesc că și sunteți de acord cu ea, că la baza majorității problemelor de sănătate cu care se confruntă oamenii stau emoțiile negative. Da? E bine, când noi mirosim un ulei esențial, la nivel subconștientului nostru se trezesc emoții pozitive, constructive, da? Care, dacă suntem sănătoși, ne vor ajuta în menținerea sănătății, dacă suntem bolnavi, ne vor ajuta în procesul de refacere a sănătății. Da? Este o modalitate extrem de eficientă aceasta. A doua modalitate de utilizare este modalitatea topică, adică aplicarea pe piele se aplică în general pe zonele cu probleme, pe tăl, pe coloană, pe punctele de puls. Da? E recomandabil să diluăm uleiul esențial într-un ulei vegetal purtător, un ulei cât mai pur, extra virgin, da? Poate să fie, de exemplu, ulei de jojoba, poate să fie chiar și uleiul de măsline, doar că el are un anumit miros. Cel mai bun și pe care noi îl recomandăm este uleiul esențial, uleiul vegetal de cocos. Doterra chiar are un astfel de ulei, ulei fracționat de cocos, care nu se solidifică. Uleiul de cocos nu are miros și are molecula foarte mică, deci pătrunde foarte ușor în piele. Da? Este paradoxal mult mai eficient să utilizăm topic uleiul diluat într-un ulei purtător decât să punem doar uleiul singur, pentru că dacă punem doar ulei, el se va evapora rapid. Dar dacă îl diluăm într-un ulei vegetal, acel ulei vegetal îl va încapsula, da, și îl va introduce în piele și de acolo în sistemul sanguin și ajunge apoi în tot corpul. A treia modalitate de utilizare este administrarea internă. Aici e foarte important să înțelegem că nu toate uleiurile se administrează intern, chiar dacă sunt 100% pure, dar marea majoritate a lor, da, se administrează, însă întotdeauna aici este important, da, să vă documentați foarte bine în legătură cu uleiurile pe care le utilizați intern. Da? La Doterra este precizat foarte clar ce se poate utiliza intern și ce nu se recomandă să se utiliza intern. Cum putem utiliza intern? Păi, de exemplu, o modalitate foarte rapidă, dar aici am ulei de peppermint, pune o picătură în paharul cu apă, ar trebui să și agit, nu o să fac acum, și apoi bem apa cu ulei esențial. Dar, de exemplu, nu o să puteți face acest lucru cu oregano sau cu cimbru, care sunt uleiuri fierbinți. Tocmai de aceea, în acele cazuri, vom utiliza capsula vegetală, exact cum vedeți în imagine. Punem în capsula vegetală picăturile conform protocolului pe care l-am ales, închidem capsula și o înghițim cu apă și ajunge direct în stomac și de acolo, bineînțeles, apoi va fi asimilat, vor fi asimilate uleiurile în întreg organismul. De asemenea, puteți să-l dizolvați uleiurile, repet, cele care nu sunt uleiuri fierbinți,
în smoothie, în mâncare sau sublingual, de exemplu în cazul uleiului de tămâie sau copaiba se poate administra sublingual. Bun. Vă pomeneam ceva mai devreme de Home Essentials Kit. Home Essentials Kit este cel mai popular pachet de produse de la doTERRA. Da? Pentru că el conține 10 cele mai utile uleiuri esențiale într-o casă pentru menținerea sau refacerea sănătății. Practic 98%, peste 98% dintre cei care și-au creat cont de membru la doTERRA și-au creat cont achiziționând acest kit. Noi mai spunem și pachetul pentru o familie sănătoasă, pentru că, repet, conține toate lucrurile de care avem nevoie ca să menținem sau să refacem starea de sănătate a întregii familii. N-o să intru în detalii acum despre și să vă vorbesc despre aceste uleiuri, doar foarte pe scurt o să punctez câte o idee despre fiecare dintre aceste 10 uleiuri. De exemplu, uleiul de lămâie este extraordinar în procesele de detoxifiere, de curățare interioară. Titri sau melaleuca sau arborele de ceai este un antibiotic natural blând, foarte bun pentru problemele pielii. Oregano este cel mai puternic antibiotic natural, da, este cel care are niște efecte antibacteriene și antivirale cu totul și cu totul extraordinare. Și utilizat împreună cu titri, sunt imbatabile. Peppermint sau menta este un ulei care ne energizează și ne ajută să ne focalizăm din punct de vedere mental. Frankincense sau tămâia este regele uleiurilor. Cei care v-ați logat, v-ați conectat mai devreme decât ora 19, ați putut să vedeți niște scurte videouri despre acest ulei extraordinar, despre care o să vorbim imediat, pentru că este la o promoție în această lună, până pe 15 ianuarie. Deci, este probabil cel mai versatil ulei. Se și spune, atunci când nu știi ce ulei să folosești, folosește uleiul de tămâie, pentru că în mod sigur nu o să greșești. Da? Este un antiinflamator extrem de eficient. E extrem de util pentru sănătatea pielii și pentru efectele de prevenire a îmbătrânirii pielii. De asemenea, extraordinar pentru sistemul imunitar. Lavanda, da? Lavanda, toată lumea știe că este asociată cu ideea de relaxare, de a fi calm. Apoi, deci acestea 6 sunt uleiuri singulare, obținute dintr-o singură plantă și mai avem 4 blenduri, amestecuri de uleiuri esențiale. Primul este OnGuard, cel mai popular blend de la doTERRA. Este blendul pentru imunitate și care, bineînțeles, ne ajută în toate problemele care țin de sezonul rece, răcel, gripe și așa mai departe. Apoi avem blendul pentru respirație, Air se numește. Evident, sprijină sistemul respirator. Zengest este blendul pentru digestie și, bineînțeles, că el ne ajută pe tot ce ține de tractul digestiv în cazul de balonare, gaze, greață și așa mai departe. Și avem Deep Blue, blendul pentru tensiuni musculare și articulare. Este un antiinflamator extraordinar.
se poate utiliza împreună cu tămâia și cu copaiba și împreună chiar au niște efecte antiinflamatoare extraordinare. Bun, vă pomeneam ceva mai devreme despre grupul nostru de suport de pe Facebook, Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, Liniuță Natura Antropicătură. Pe acest grup găsiți o mulțime de informații despre aceste 10 uleiuri din Home Essentials Kit, da? Și inclusiv despre difuzorul de uleiuri esențiale pe care îl primiți împreună cu acest pachet. Vă invităm pe grup și, bineînțeles, apoi puteți să studiați acolo și vă garantăm că veți găsi cam tot ce vă poate interesa. Bun, am văzut cât de extraordinare sunt aceste uleiuri esențiale de la doTERRA, cum se utilizează ele, da? Dar întrebarea este cum puteți să le achiziționați, da? Cum puteți intra în posesia lor. Și sunt trei modalități în care puteți comanda uleiurile de la doTERRA. Prima modalitate pe care din start nu vă recomandăm este aceea de a achiziționa produsele doTERRA la preț de retail. Da? E cel mai, repet, cel mai scump mod de a achiziționa, nu vi-l recomandăm. Un al doilea mod de a achiziționa uleiurile esențiale doTERRA sunt la preț de membru sau prețul de wholesale. Pentru a avea acces la acest preț, care este cu 25% mai mic decât prețul de retail, este necesar să vă creați un cont de membru. Da? Acum, crearea contului de membru doTERRA vine cu o mulțime de beneficii și cu niciun fel de obligație. Da? Asta îl place tuturor. Contul de membru se poate face în două moduri. Ori prin... deci dacă dorim să achiziționăm, anumite produse, putem să ne creăm contul cu o taxă de creare a contului de 23,75 € și apoi punem în coș ce produse dorim noi. Bineînțeles, le vom lua cu 25% mai ieftin. Aceasta este o modalitate pe care vă recomandăm, însă o modalitate chiar mai bună decât aceasta este o modalitate prin care puteți cumpăra chiar cu preț mai mic decât prețul de membru, și anume aceasta se poate face dacă vă creați contul de membru achiziționând un pachet de înregistrare sau un kit de înregistrare predefinit de doTERRA. Da? Aceste pachete au avantajul că au discounturi față de prețul de membru. Da? Deci avem discount la discount. Și sunt mai multe asemenea pachete pe care doTERRA ni le pune la dispoziție. Aveți pe ecran trei dintre ele. Da? În stânga aveți Natural Solutions. Este un kit care conține mai multe produse și uleiuri și suplimente nutritive și produse de îngrijire personală. Este un pachet care are foarte multe avantaje, însă necesită o investiție inițială mai mare. Dar dacă vă permiteți, pe acela vi-l recomand. Da? Veți avea foarte multe avantaje. În partea dreaptă aveți kitul doTERRA Together, care este un kit care e gândit în primul rând pentru utilizarea în varianta de aromaterapie. Nu numai, dar în primul rând pentru asta, pentru birouri, pentru spații publice și așa mai departe, dar un kit foarte, foarte bun. Iar în centru avem
Exact, kitul de care v-am pomenit mai devreme, Home Essentials Kit, cel mai popular kit de la Lotera, cu cele 10 uleiuri. Practic, dacă vă creați contul achiziționând, contul de membru Lotera, achiziționând acest kit, automat veți beneficia de prețuri de membru și sub prețul de membru. Da? Aveți un discount de 106 euro față de prețul de depozit, ceea ce este absolut extraordinar. Adică, dacă ați cumpăra separat aceste uleiuri, ați plătit 106 euro mai mult. Da? Și, bineînțeles, odată cu crearea contului, primiți o mulțime de lucruri. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care îl primiți este consultantul doTERRA. Pentru că atunci când vă creați contul, vă creați prin intermediul unui consultant doTERRA, iar acel consultant doTERRA vă va ghida în procesul de utilizare a uleiurilor esențiale. Da? Acela va fi ghidul vostru la care o să puteți apela atunci când aveți, știu eu, neclarități în legătură cu modul de utilizare a produselor. Și v-am spus că în ianuarie avem o promoție, o promoție care durează până pe data de 15. Această promoție ce spune că dacă ne creăm un cont de membru, dacă vă creați un cont de membru doTERRA în perioada 1-15 ianuarie cu o comandă de minim 200 de puncte, un punct este aproximativ un euro, atunci primești cadou uleiul esențial de tămâie sau frankincense la 15 ml, un ulei care la preț de retail costă 100 de euro, la preț de membru 75 de euro. Da? Acesta îl primiți gratuit, repet, dacă comanda cu care vă creați contul are minim 200 de puncte. Acum, vestea bună este că Home Essentials Kit are 229,5 puncte. Deci, dacă vă creați contul de membru cu acest kit, atunci o să beneficiați de această promoție. Bineînțeles, dacă vă creați până pe 15 ianuarie, da, veți beneficia de promoția aceasta. Și pe lângă că veți avea discountul acela de 106 euro față de prețul de membru, veți primi în plus și uleiul esențial de tămâie, regele uleiurilor esențiale. Sincer, eu zic că este o oportunitate absolut extraordinară, da? Plătiți 298 de euro, atâta costă Home Essentials Kit, cu tot cu transport. Cu tot cu transport și cu taxe, tot. Deci ăsta e prețul final pe care îl achiziționați. Și practic primiți produse în valoare de peste 480 de euro. Recomandarea noastră este să luați legătura cu persoana care v-a invitat la această clasă de uleiuri esențiale și, bineînțeles, dacă v-ați decis să vă creați un cont de membru, nu cred că veți putea găsi un moment mai favorabil decât acesta, până pe 15 ianuarie, și veți beneficia de această ofertă extraordinară. Bun, și v-am spus că în finalul acestei întâlniri foarte, foarte, foarte pe scurt, o să vă punctez câteva lucruri legate de
oportunitatea din spatele acestor uleiuri esențiale extraordinare. La aceste clase de uleiuri esențiale sau seminarii pe care noi le realizăm periodic, participă trei tipuri de persoane. Da? Un prim tip de persoană sunt acele persoane care sunt entuziasmate să trăiască un stil de viață sănătos și care, când aud aceste informații, de-abia așteaptă să și le achiziționeze aceste produse și să împărtășească cu familia. Da? Pentru acest tip de persoane, noi oferim educație gratuită despre uleiurile esențiale. O astfel de persoană, noi o numim consumator, da? Cel care utilizează uleiurile esențiale pentru nevoile personale. Este excelent, până la urmă, majoritatea celor care își creează un cont de membru vor fi doar consumatori. Este excelent. Al doilea tip de persoană este genul acela de persoană care în timpul seminarului deja se gândesc că nu doar că o să utilizeze ele produsele, ci o să împărtășească și cu alții, nu doar în familie, ci chiar și cu anturajul imediat. Și împărtășind această experiență cu uleiurile, exact cum am făcut noi la început, da? Împărtășind pentru că am fost încântați de uleiuri, la fel acest tip de persoane, da? Fiind încântate de uleiurile esențiale, încep și împărtășesc în stânga și în dreapta și încep să-și creeze cont și dintre persoanele care care au primit informația de la ele. E bine, pe aceste persoane Dotela le recompensează, chiar financiar, da? Oferind, există în planul de compensare anumite comisioane și bonusuri pe care aceste persoane le pot obține și cu ajutorul cărora să-și acopere parțial sau chiar integral costurile produselor pe care le utilizează ei. Da? Eu zic că e un pas extraordinar și acesta în care împărtășești atât cât să câștigi atâția bani cât să-ți acoperi costul produselor pe care le utilizezi. E un pas extraordinar de important. Pe de o parte vă ajutați și pe voi, dar ajutați și pe alții să ajungă la aceste produse extraordinare. Da? Acest gen de persoană noi o numim sharer, cel care împărtășește cu alții experiența cu produsele. Și al treilea tip de persoană este genul acela care în momentul în care află de aceste informații deja gândește, să zicem așa, într-un stil mare și gândește că va împărtăși cu toată lumea această informație. Da? Și, bineînțeles, acești oameni încep și realizează procesul acesta de împărtășire într-un mod organizat, într-un mod profesionist, în așa fel încât să ajungă la cât mai multe persoane. Da? Și aceste persoane sunt recompensate de Dotera, evident, comisioanele pe care aceste persoane le încasează sunt mult mai mari decât acelor din categoria a doua. Da? Și aici nu numai că ajungem să acoperim costurile produselor pe care le utilizăm, dar obținem și venituri suplimentare, iar dacă se face foarte serios, chiar se poate obține independența și libertatea financiară. Da? Vă spun asta din proprie experiență. Se poate face acest lucru, da, categoric a necesitat o anumită muncă, o muncă extrem de consistentă, însă satisfacția este absolut extraordinară. Am reușit să impactăm pozitiv viețile a mii și mii de oameni.
în acest proces în care noi am ajuns să obținem independența financiară și libertatea. Da? Acum fiecare vă regăsiți clar într-o anumită categorie și este în regulă în oricare categorie vă regăsiți. Da? Însă merită să discutați cu consultantul doTERRA, să discutați despre aceste lucruri și, bineînțeles, să cereți informații în legătură cu modul în care puteți să vă valorificați propria șansă. Da? La modul cel mai simplu, a construi afacerea doTERRA înseamnă, de fapt, a împărtăși experiența pozitivă cu uleiurile. Despre asta este vorba. Da? Doar că atunci când îți asumi proiectul, începi să o faci mult mai organizat, după anumite reguli, care să-ți mărească eficiența. Pentru că, până la urmă, noi vrem să ajutăm cât mai mulți oameni. Dacă vrem să ajutăm cât mai mulți oameni, trebuie să fim foarte bine organizați. Da? Vă reamintesc, dacă vrei să ajuți mulți oameni, trebuie să construiești o afacere mare. Da? Și eu zic că e păcat dacă aveți potențialul de a construi și rezonați cu proiectul, rezonați cu produsele, ar fi chiar păcat să nu valorificați acest lucru. Da? Se pot face lucruri absolut extraordinare. Nici măcar nu puteți în acest moment să vă dați seama cât de extraordinare lucruri se pot face cu acest proiect. Dar vă garantez că se poate face ceva extraordinar. Practic, în general, în doTERRA, evoluția persoanelor se realizează în acest mod. Da? Cam toată lumea începe de la consumator, apoi trece la etapa următoare, sharer ocazional, da? Apoi începe să fie builder. Da? N-am precizat aici la a treia categorie, dar s-a văzut pe ecran că noi numim această a treia categorie de persoane builder, cel care construiește o rețea de consumatori și sharer. Bun, deci consumator, sharer, builder și apoi leader. Da? Liderul gestionează builder, sharer și consumator. Da? Dar vă garantez, este o experiență absolut extraordinară. Este o experiență absolut extraordinară și o să vă placă. O să vă placă. Dar primul pas este să vă creați un cont de membru, să începeți să testați uleiurile și inspirația va veni cu siguranță pe parcurs, dacă n-a venit deja. Și doar încă un singur lucru mai vreau să punctez. Elementul esențial în construcția acestui proiect este multiplicarea. Și vreau să vă dau aici un exemplu de forța extraordinară pe care multiplicarea o are. Da? Și exemplul e construit în felul următor. Da? Noi găsim 3 persoane, da? Pe care le învățăm să facă exact ce am făcut noi. Adică și ele să găsească 3 persoane care vor să se implice în proiect și fiecare utilizează în medie, să spunem, produse de 100 de euro lunar. Da? Și atunci, noi am pornit cu 3, cei 3 găsesc fiecare câte 3, ajungem la 9, apoi și aceștia vor face exact ce am făcut și noi și vom ajunge la 27 și așa mai departe, ajungem prin multiplicare pe 7 adâncimi la peste 3.000 de persoane. Iar dacă luăm rulajele, da, o să avem peste 300.000 de euro rulaj. Da? Și, practic, din tot acest rulaj, rulajul personal este 100.
Da? Fiecare are doar 100, dar prin multiplicare se creează un efect absolut extraordinar și vă garantez, când o să înțelegeți proiectul, o să vă placă foarte mult și sunt convins că o să doriți să vă implicați. Bun, cam acestea sunt lucrurile pe care am dorit să vi le împărtășesc în această seară. Da? Să luați legătura cu persoana care v-a invitat la acest eveniment și să cereți mai multe detalii și noi vă așteptăm cu drag în echipa noastră. Ceea ce putem să vă promitem este că vă vom oferi consultanța de care aveți nevoie și o consultanță competentă, da? Și că vă vom sprijini în acest proces, indiferent în care categorie din cele trei vă încadrați, consumator, sharer sau builder. Da? Noi îi iubim pe toți la fel de mult și sprijinim pe toți în egală măsură. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și atenție și vă doresc să aveți înțelepciunea de a lua cea mai bună decizie pentru dumneavoastră. Da? Și sperăm aceea să fie să veniți cu noi în această călătorie extraordinară. O seară minunată și să ne vedem cu bine la următoarele evenimente pe care le vom organiza. Noapte bună!